Opa, luați-o pasta dacă sunteți mecheri. O statistică îngrijorătoare apare în rândul femeilor care consumă alcool. Numărul dependentelor a crescut cu 20% față de anii trecuți, potrivit Ministerului Sănătății. Și stați așa, că nu e vorba de femeile din familiile tradiționale, care beau să uite de bătaia de aseară și mai ales să fie pregătite pentru cea care urmează în seara asta, nu? Ci că procentul a crescut cu femei tinere, cu studii superioare și locuri de muncă bine plătite. Vedeți ce faceți, domnul Dragnea? Dacă duduie prea bine și economia și educația, se apucă femeile cu studii superioare de băut. Nu e bine. Răzvan Anghelescu a aflat de la români ce se întâmplă. Vax populi. Femeile din România s-au apucat de băut. Foarte multe dintre ele s-au apucat de băut. Vreau să vă întreb de ce credeți că, la experiența pe care o aveți noastră de viață așa, dacă nu are niciun fel de activitate, trebuie să apuce de ceva. Și în cazul de față, de băutură? Păi, e treaba lor. Ați văzut femei consumatori? Ați văzut? Cum? Ce? Eu n-am televizor. Care credeți că e cel mai important? De ce credeți că... Trăiește rău cu bărbat. Și din cauza asta a zis, hai să mă apuc, hai să mă apuc de băutură. Da. Al doilea motiv? Al doilea motiv... Pe bază de stres, pe bază de altceva. Am auzit de multe ori motivul ăsta, stresul ăsta... Pentru că stresul e boala secolului. Aia e. Și cum arată o femeie care bea peste măsură? E o imagine... M-a ieșit din cauza hormonilor. Unii se apucă din lipsă de material, că n-are cu ce trăi. Altele poate au și crescut, că copile crescuți. Pot așa bărbații, cine știe pe unde sunt plecați, și să apucă și ele de ceva, nu? Mâncare nu mai face, duce la cantină de gol sau la restaurante și ia mâncare. Nu mai face nimic, tă decât mare ciură, unghiile, atâtea le are unghiile, dacă o dezgâre de că e ca vulpea. De neajunsuri, lipsă de bani, de știu ce mai are pe acolo, guvernul, parlamentul e de vină. Că taie pensii, taie salarii, taie toate cele. Femeia ce să facă? Se retrage și am băutură, să spun așa. Păi din cauza necazurilor, dacă ea taie pensii, taie salarii, taie toate alea, se certă bărbatul cu femeia. Bă, tu nu mai aduci bani acasă, sau fă, tu nu mai aduci bani acasă. Rezistă femeia la băutură ca un bărbat sau e mai după două pahare? E multe de rezistă, mai mult ca mâine. Dumneavoastră, cât rezistați? Cât beți așa? Eu? O jumătate la zi o bea. O jumătate. Și credeți că sunt femei care duc mai mult? Mai mult. Mai mult. Dar, mai mult. Dar nu vă plac femeile astea care consumă? Aia, mi-a plăcut și mai place mie, că mă ating și eu de ele. Chiar dacă sunt mai cu... mai e atrăgătoare o femeie? Mai merge. Probabil și de starea, eu știu, starea națiunii, per total vorbim. Păi, aiurea, nu știu. Au văzut, sunt ajunsuri, de încet, de încet, ea îmbrățișează alcoolul, trebuie să facă ceva și sărăcia tot acolo vine. Motivul este una la mână. Nu s-o înțelege bine cu soțul, primul motiv. Primul motiv. Al doilea, e altele care le place mult să bea și al treilea, de plăcere. Domnule, eu nu am cum să vă răspund la întrebarea aceasta, pentru că eu nu am consumat în viața mea alcool, dar, în schimb, fumez și eu o țigară și mă relaxez printr-o cafea cu lapte. Lipsurile... Nu se înțelege poate bine cu soțul, greutățile, lipsa banilor, tot. Lucrurile astea eu așa cred, că în rest nu. De plăcere credeți că sunt și femei care... Nu. Poate, de necazuri, da, dar de plăcere